Dacă îl scoți la un pahar cu rom, îți vorbește despre pasiunea lui pentru bărci cu pânze. Noi spunem că a ratat o carieră de succes în piraterie. Ascundeți comorile, ridicați velele și bateți din picioarele de lemn, pentru că urcă pe punte capitanul Andy Moisescu. Acum am dat seama că trebuia să vin cu un petec de la pe ochi. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu Pe Bune, emisiunea în care râdem, glumim. Dar mergem înainte, că așa e și viața. Aoleo, aoleo, cu cine am eu de-a face astăzi, când e atât de clar cu cine am de-a face, mă? În dreapta ecranului, exemplu viu al expresiei, băieții buni se îmbracă în negru. Misteriosul Mihai Bobonete. Frumos! Frumos! Ca în filmul cu Chuck Norris, tata. Te-a plăcut, da. Aia. Alături de el seamănă puțin cu Nicu Rață din Last Fierbinț, dar vorbește precum Frankenstein din Hotel Transilvania. Da. Nimeni altul decât Marius Chivu, a.k.a. Malu. Se spune că un zâmbet enigmatic face cât 10 pagini de dialog. Să-i urăm bun venit Mona Lisa-i filmului românesc, Costi Diță. Mona Lisa filmului românesc, băi! Lasă. Mamă, ce frumos! Alături de el, Mișu din Vine Poliția, Dorel din Las Fierbinți, finul lui Bobo și... Japonia! Mihai Rait! Avem regulile pe care le știți. Adică am pregătit 12 domenii câte 6 pentru fiecare echipă. Am adus și niște bani. Doamne ajută! Da, casa ProTV-ului, cum ar veni. Câte 500 de lei pentru fiecare răspuns corect. O să am și o întrebare finală cu care, unde puteți să pariați toți banii pe care i-ați adunat până atunci. Și dacă răspundeți corect, banii se adaugă. Dacă răspundeți greșit, să iau din ce aveți. Se pare corect. Și câștigă la sfârșit ultima echipă, aia care are mai mulți bani, și banii se duc toți la susținători. Acum, care or fi aia norocoși și nu știu. Dar asta e sigur. Aș vrea să-i anunț și pe cei de acasă să nu uite că și ei pot juca împreună cu noi pe, intrând pe pebune.protv.ro. Pentru că dacă răspund înaintea voastră la întrebări și răspund corect, acumulează puncte și la sfârșit cine e cel mai primește, evident, premiu. Ce premiu? Păi intrați acum pe pebune.protv.ro și vedeți și ce premiu primiți cu ocazia asta. Bun! La voi e parcă ceva mai mare zarvă, pentru că aveți 44 de susținători. Atât am vrut să se noteze. Și la voi, Bobo, 41 de susținători. Bun. L-ai pus pe fiul meu. Da, eu cred că l-am luat și pe el în calcul, îți dai seama. Sper. Cu întărituri. Cum ar veni, am câștigat. Da, să știi că la el nu ajunge, adică stai, banii împărțim la... Auzi, Octav, tati, la tine n-ajung banii. Îi bag eu pe aplicație și ne rezolvăm. Acum și-a pus săracul mâna în cap. Să intre în scenă domeniile. Să le vedem. Ia uite-le! Totul despre rață! Las Fierbinți! Bun! Sperietor de ciute! Aici e pentru Mihai! Locul 1! Aici e pentru Toprou! Da. Metoda pădurarului, da? Foarte frumos! Ați văzut și căciulița, da? Corect, corect! De groază! Orașe buclucașe, în rând cu lumea, Moonwalk! Și Japonia. I was made in Japan. Da, Japonia. Era mai bine. Și bineînțeles, domeniul surpriză. Era și Japonia acolo, evident. Te rog, tu. Nu te gândi mult. Nu? Dă-i. Vezi ce? Care? Vezi ce? Sushi, direct. Zic. Iau. Vezi ce? Totul despre rață. Nu! Bine, lasă. Hai, totul despre rață. Eu mă pricep la rață. Bine. Totul despre rață. Dă-le. Două lucruri mai puțin cunoscute despre rațele sălbatice sunt acelea că, și aici începe nebunia, te rog. A. Majoritatea speciilor nu măcăne, iar la nevoie femelele se pot transforma în masculi. Sau, că poate am băgat-o noi pe asta. Detestă muzica reggae, iar măcănitul lor e singurul sunet ce nu produce ecou. Că știi că la reggae este... se merge așa cu puțin ecou, da.
Sau, stai mă, că poate am scornit-o și pe asta. Își vopsesc penele la bătrânețe și au tălpile așa rezistente încât pot păși pe lavă. Cine? Hai, tată, să vă văd. Și una din astea trei e pe bune, fiți atenți. Ce fac, mă? Își vopsesc penele la bătrânețe? Da. Păi da, mă. Dacă, păi da, tu ce crezi, că numai la noi apar e... Apar și pe ele, pene albe, știi? Dai și seama că le albesc. A, majoritatea speciilor nu măcăne. Da, tu nu știi că tu intri în ele. Dacă te duci în delta, n-auzi nicio rață, nimic. Da. Că ele sunt... Sunt, unele, da, sunt, uite, sunt astea domestice de le are vecinul meu de la Giurgen, Nea Victor, are rațele șeștile, zice, sau mute. Și alea fac doar... Au răgușit. Într-o noapte au urlat ca descărieratele și au răgușit. Dar preferatul lui Mihai este pescărușul de mare, care nu ne lasă pe noi să dormim. Da. Pescărușul e... Ăla e. Da. Da, asta aici, iar la nevoie femeile se pot transforma masculi. Adică la un moment dat una pleacă din grup și zice, iartă-mă două secunde. Pleacă și se întoarce, hop, ce face fetele, joacă sport. B, au o problemă cu muzica reggae, asta nu știu ce să zic. Bă, ideea este că lor le-a, inițial le-a plăcut muzica reggae. Acum vă mai spun că poate vă ajut sau mai rău vă încur, habar n-am. Le-a plăcut inițial? Inițial le-a plăcut, da. Dar s-a terminat iarba la un moment dat, s-a trezit unul și a zis, ce bă, muzica asta frumos, de rapat. Frumos, bine punctat, da, aici, bravo, Andy. Care-ți plăciu? Eu aș zice că cea mai dementă... Este asta cu vopsitul penelor, nu? No, nu, asta, tată. Au! Și da, cum se transformăm în masculi? Se forțează. Nu știu, bă, cum se vopsesc și ăștia, cum își vopsesc și penele, să așa se transformă foarte și tare. Îți spun eu ce se întâmplă. Se încordează foarte tare și... La un moment dat se întoarce invers, da, și iese în afară. Doamne ferești, ce-am auzit, da, acum... Da, da. Eu îți spun medical. Tu le medical. Medical, tu ai, da, nevoie de asistență medicală. Se încordează și iese, da, mă, afară. Da, mă, păi, da. Doamne ferește, apăsați-mă, luați o variantă, că e clar. Ia treabă. Au, au, mai să luăm. Să uită cu milă, nu înțeleg. Hai, mă, să vedem. Hai, mă, să vedem, hai. Rațele. Drăgălașe, caragioase, dolofane și atât de amuzante. Și dacă v-am spune că totul e o aparență, că sub penele perfect adaptate vânăturii subacvatice se ascunde un adevărat urmaș al dinozaurilor, că sunt atât de adaptabile încât la nevoie femelele își pot opri producția de estrogen, devenind masculi, și că rățoii sunt cei mai bine dotați dintre toate naripatele. Și încă ceva, dacă arată ca o rață, umblă ca o rață și măcăne ca o rață, e probabil o rață domestică, pentru că o să fiți surprinși. Doar câteva specii de rațe măcăne. Majoritatea scârție, mormăie, gem sau fluieră. Da, da, asta e vorba. Auzi, frate. Mulțumim. Gem? Da, mă. Una. Da? Bă, băi, am încercat să explic științific. Tu nu. Da, tu, da, l-ai trimis la doctor, care, da, are nevoie că nu e sănătos cap, la cap. La Sfirbin sau Japonia? Hai cu Japonia. Made in Japan. Dacă a intrat tu peste el, a intrat și el peste tine. Da, made in Japan. Japonia era terenul meu. Da, lăsați. Mariko Aoki este un fenomen întâlnit în Japonia și numește dorința arzătoare de A. Face dragoste într-un cimitir. Sau B. Fura ciocolată din supermarket. Sau C. Merge la toaletă atunci când intri într-o librărie. Care din astea trei o fi pe bune? Unde te duce? Ia zi-mă, dacă ai fi tu japonez și ai simți o dorință arzătoare să mergi în cimitir să faci dragoste, nu merge, mă, mi-ai zice, băi, Bobo, eu diseară nu pot să-ți dau o bere, că am un Mariko Aoki. I-ai zice așa? Nu știu ce fenomen să zic. Dar de ce să faci dragoste în cimitir, da, mă? E un pic așa, nu... De ce să faci? Te-ai dus și te-ai îndrăgostit de văduvă. A, da, mă, mai există varianta să fii în cimitir și cum ar veni să faci gestul, adică să faci dragoste cu cineva de pomană. De sufletul mortului. Da, mă, da. Clar, bine. Ce, merge la toaletă atunci când intri într-o librărie? Bă, cam da, ca să te simți liber așa, să zici, acum citesc, acum... Bag o poezie și trebuie să fiu zen. Da, zen, mă, duci în librărie să cumperi carte, nu neapărat să o citești. Arzătoare. Aveți, nu, nu, unde e toaleta? Unde e toaleta? Bă, logic ar fi ceu. Da, intri într-o librărie, te duci, ai voie să faci pipi. La... Ceu? Ceu? E țeapă, mă. Nu e, mă. Beu. Ceu, au, beu. Să nu, Bobo, să nu fie vreo capcană asta cu toaleta, că te duci e cu o carte tot timpul. Ia, mă, ceu atunci. Ceu luăm. Hai. Vreau 500 de lei.
Ia pasă. Azi că am pierdut. Am luat. Arată-ne. Ați luat ce? Show me the money. Ați luat? Vă arăt. Au? Da. Pasiunea pentru pasiuni consumate într-un cimitir există, dar se numește tatofilie. Ciocolata e irezistibilă, dar atunci când îți place să o furi, ești un simplu kleptoman. Mariko Aoki este numele unei japoneze care a descris pentru prima dată în 1985 un fenomen extrem de specific. Dorința urgentă de a-ți pudra nasul atunci când intri într-o librărie. Deși nu există încă o explicație medicală convingătoare, se speculează că impulsul are legătură cu efectul laxativ pe care îl poate avea mirosul de hârtie. Da. She give me money. Ia auzi, mă. Da. When I need. Da, și oamenii se chinuie. Beau cafele peste cafele. Da, mă, e atât de simplu, mă. Deschizi o carte. La revedere. Și inspiri adânc. Două vorbe. Suntem buni. Foarte frumos. Unde? Vezi? Unde călătorim? Eu sunt foarte curios de la sfierbințul ăla. Hai ce să zici? Vedem. La sfierbinț. La sfierbința ăla. Hai, tată, la sfierbinț. Da. Vă ajutăm noi dacă... Da, dacă e... Întrebare întrebătoare. Ce face un startup american din New York pentru a lupta împotriva încălzirii globale? A. Militează ca oamenii să nu mănânce nimic ce face umbră pământului. Sau B. Reciclează dioxidul de carbon din atmosferă și îl transformă în vodcă. Sau C. Oferă diplome de studii bovinelor ca să arate că sunt și deștepte, nu doar gustoase. Frumos! Frumos aici, mă. Bă, păi, întrebarea e... Întrebarea e cu ce ajută, mă. Cu ce ajută asta? Nimic n-ajută cu nimic. Asta poate cu... asta cu vodka. Cum adică, mă? Vodka din dioxid de carbon? Da, da, mă, că folosești mai materia primă de la... Are dreptate, merge pe mâna lui, omul foarte inteligent. Dar deci... cum, mă? De unde până unde, mă, frate, mă? Are nevoie de ceva, dioxid de carbon? Păi da. Să nu mai folosească cereale, mă. Asta, să nu mănânce nimic ce face umbră pământului. Adică... Nimic. Nimic. Păi, păi ce poți să mănânci? Ce animalul face? Ce face tot. E, mai sunt. Cum? Ce? Ce? Nu cârtițele, mă, fac umbră pământului? Nu. Hai, mă, că sunt, găsesc. Stai un pic, e pentru a lupta împotriva încălzirii globale. Eu înțeleg ce zici. Nu mănânci ce face umbră pământului. Dar să faci dioxid de carbon, vodcă? Păi umbra ține pământul, mai răcoros puțin, mă. Mișu, instinct. Reciclăm. Reciclăm dioxid de carbon din vodcă. Dacă nu există, trebuie să inventeze chestia asta. Știți ce alege, bă, știți ce merită să alege. Ce, mă? Cum că era la mintea cocu. Arată-le. Hai să vă arăt. Ia, arată-le. Hai să vedeți. El știa. Știe. Trăim vremuri în care cu toții, indiferent pe ce meridian ne ducem veacul, ar trebui să contribuim la domolirea schimbărilor climatice. Așa a făcut și startup-ul american care a văzut această luptă ca pe un bun prilej de business. Yankee n-au renunțat la alimentele supraterane, n-au dat diplome rumegătoarelor, dar au reciclat dioxidul de carbon din atmosferă. L-au amestecat cu apă și, cât ai spune cheers, l-au transformat în vodka. 750 de mililitri costă $65 și fiecare sticlă produsă elimină 1 kg de carbon din aer. Hai noroc! Bravo! Bravo, Mici! Bravo, tată! Frumos! Este frumos. Omul e profesionist! Frate! Omul știe ce faci! Au pus presiune pe noi acum! Unde e mintea mea? Unde? Păi trebuie să greșească, e primii, e ca la penalt! E printre noi, e undeva sus! Nu știu, bă, băiete, dar e din ce în ce mai pregătit! Eu, fiind pe comedie foarte bine, mă duc pe de groază! Hai pe de groază! Hai pe de groază! Bravo, hai, de groază! De groază, sunteți de groază, băieți! Eu zic să luați o foaie de hârtie să notați pe litere. Genosilicafobia este frica de A. paharul de băutură atunci când este gol. Sau gândacii roșii de bucătărie. Sau, încă o variantă, a găsi fire de păr în mâncare. Na, chivule, joacă-o pe asta. Hai să-l luăm pe rând. Frica este frica de paharul de băutură atunci când este gol. Adică ești genosilicafobic de ăsta când vezi că... Nu vine chelnerul, ești... Stop. Alo! Alo! Băutură! Și ăla zice, ce e domnule? Că am cenosofan filbie! Deci cenosofobia a fost inventată de unul care a băut așa. Dacă e ea, aia dacă ea. Dar nu cred că e ea. Asta cu frica a găsit fire de păr în mâncare, mie nu mi se pare... Se numește greață. Bă, nu e, de ce? Nu avem păr, avem... Nu, nu mă, ți-e frică să găsești părul în mâncare? Ba, fiecare lingură de ciorbă o dai prin pâine, te uiți acolo să vezi care e treaba. Caut, dacă dai părul. De... Genosilica, la ce spui așa? E paharul de băutură, e clar. Silica gel, da. N-are nicio treabă, nu e niciun răspuns. Cu apa, cu umezeala, deci paharul e cu umezeală.
Ce mamă, mă, mamă. A sărit gardul la aia, bravo. 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 Deci tu care zici? Bravo. Cum ai zis, mă, silica e cu mezeală? Am luat taur. Am luat taur. Da, nu, mă, nu mai stăm așa, nu, că e panică. Silica e cu mezeală? Silica e cu mezeală. Mă, mi s-a părut că știe ce vorbește, dacă repară rulote, da, pescuiește. Ce no... Din nisip. Hai să vedem, mă, de fapt, despre ce era vorba. Siliciu. Siliciu. Oamenii sunt plini de frici. Frica de gândacii de bucătărie se numește catsaridafobie. Cenosilicafobia este o frică pe care petrecăreții o pot invoca pentru a continua ce au început. S-a terminat paharul de bere și ai mai vrea încă unul, dar iubita îți spune că e suficient. Imediat se activează cenosilicafobia, care te obligă să mai torni iute încă unul. Această frică este generoasă și include toate tipurile de băutură. Termenul provine din greacă. Kenos, gol, silica, este extinderea coarțului cu sensul de sticlă, iar fobia este frică. Hai noroc și la cât mai puține pahare goale. Bravo, mă! Cu plăcere, bravo, cu plăcere! Bravo, Mihai! Să ne ferească Dumnezeu pe toți de... Unde de vreo criză. Noi de asta? Să nu suferim, dracu, de vreo criză aia, ce ne stofa... Cu plăcere, cu plăcere, băieți! Zi-mă, Jimbolia! Zi-mă, ești invitat! Băi, Jimbolia! Metoda pădurarului! Ce vrei tu? Băi, la asta nu, la sperietor de ciute vreau! Acolo, mă, dragă! Mă, sperietor de ciute, mă! Da! Hai că e frumoasă asta, sperietor de ciute! Ia! Ce fac japonezii pentru a ține la distanță căprioarele și cerbii de pe șosele? Le împușc. A, stropesc urină de lup pe marginea drumului și difuzează înregistrări cu lei urlând. Bun, bun. Sau, presară turtă dulce pe poteci ca să atragă rumegătoarele spre inima pădurii. Mai frumos. Sau, agață pangliși roșii de crengile copacilor care flutură în vânt și sperie animalele. Asta e așa, poezie, ce un... Prea frumos ai spus-o pe asta. Nu, hai să o luăm începutul. A. Deci, stropesc urină de lup pe marginea drumului și difuzează înregistrări. Îți trebuie ceva, ai nevoie de ceva lup. Păi stai, mă, vorbim că de... Că dacă e așa pe șosea, cât avem azi, băieți? 100 de kilometri, aduceți lupii. Sunt niște lupi speciali în Japonia cu pompiță. Da, lup. Dar e aici, așa, la camă. Da, e ca la vermorel. Da, mă, da. Au vermorel în spate. Asta cu lupii e una. Da. Dar înregistrările cu lei. Păi, dar asta de când e? Ce mare lucru, mă. O vezi pe asta? Îți vine și ție și tragi pe dreapta. Tu ai văzut cum e la drum lung, că mai adorme copilul în mașină, da. Și vrei să te oprești un pic pe dreapta, da. Să... Na, e urât, e urât pentru om, e urât. Când ai trântit ușa... Ce faci? Da, dar are legătură, mă. Păi da, salvezi animalele, mă. Și acum întreb, lei ăștia. E nu sunt în altă parte, adică... Le ia ceva timp și căprioarelor să zică, mă, ce se aude, mă, ce e asta? Da, ele nu știu. Toate animalele știu că leul este regele animalului. Bravo. Că a fost, au primit prin SMS, logic. Presară turtă dulce pe poteci ca să atragă rumegătoarele spre inima pădurii. Adică ce se întâmplă? Vine căprioara, cerbul, la șosea și zice, oh, ia uite aici, am turtă dulce. Da, mă, și vii cu sana în mână. Mamă, am sana, asta ar merge niște turtă dulce. Mă duc la șosea, mă. Da, ce faci, mă, acolo? Nu, dar chiar e un program. Bă, aia mergem iar la șosea, mă, să mâncă niște turtă dulce, să ne întoarcem înapoi în pădure, în mijlocul pădurii. Asta e varianta corectă. A apărut diabet în pădure. De la ce o fi, domne? De la ce o fi? O fi de la șoselele alea cu... Bă, dar fii atent, că uite... Știi? A dat. Acum trebuie să deși pastile. Se întorc înapoi mijloc cu păzurii, stă așa. O, furfotă. A băgat chefir cu turtă să dea dragii în capul lor. E complicat. Hai. Închide-mă ochii și apas. Sau ce? Vrei luăm au, mă? Hai să luăm au. Care, mă, cu lup, cu pipi? Da, bă. Da, bă, ce-am avut ce-am pierdut. Cu lei și cu lup. Da! Asta a fost. Eu cred că sunt atât de tâmpiți. Hai, m-au luat au. Nu cred, dar... Hai să vedem. Dacă e asta, e frumos, da. Hai că o să dacă vedem imediat ce acolo era de fapt. Atenție, atenție. Ochii mari. La starea civilă locală s-au înregistrat doi copii cu același nume. Air Force One. De unde știi, mă? Am văzut filmul. Ce film ai văzut? Filme din astea, mai multe. Bă, du-te, bă, de aici. Deci este au sau ceu? Te iubesc. Bravo. Cum se zice flutură în franceză? Oh! Papillon. Va da greu asta ultima. Da, e clar acum. Două vorbe. Suntem buni. Ha, bă, ce-am avut și ce-am pierdut, mă. Iau. Cu lei și cu lup. Da. Asta a fost. Eu cred că sunt atât de tâmpiți. Hai, m-au luat au. Nu cred. Hai să vedem. Dacă e asta, e frumos, da. Hai că o să vedem imediat ce era de fapt. Atenție, atenție. Ochii mari.
Dacă s-a îndrăgostit un cerb de tine, sigur nu ești o căprioară, ci o ciută. Motivul este simplu, sunt specii diferite. Iubitul diafanei Capreolus capreolus este căpriorul, iar partenera majesticului Cervus elephus este ciuta. Pe bune, întorcându-ne la Japonia, numărul de accidente cauzate de animale în Hokkaido depășește 2400 pe an. Drept urmare, oficialii din domeniul transporturilor au luat măsuri drastice. Pulverizează urină de lup importată din Statele Unite în apropierea arterelor circulate și difuzează prin boxe uriașe răgete înfricoșătoare de lei. Nu cred, băi, da? Omule, băi. Din Statele Unite, au luat de urină de lup. Unde-i mintea? Băi, nu știu cum faceți. Ce vorbești? Nu știu cum faceți, dar jucați impecabil. Domeniul surpriză. Ăla e, mă, hai, domeniul surpriză. Ăsta e. Ia uite. După ce Barack Obama a vizitat Kenya în anul 2015, A, la starea civilă locală s-au înregistrat doi copii cu același nume, Air Force One. Mamă. Sau, mamă. Guvernul a decis seama. Schimbarea temporară a numelui capitalei din Bamako în Barako. Sau, președintele Uhuru Kenyatta și-a luat porecla Bestia după limuzina lui Obama. Una din astea, băi, trei e. Asta cu chiar părinții, pe bune. Cu părinții când au plecat aia și a zis măsa către, adică nevastă, a zis, mi-a plăcut de el. A vorbit frumos. E și de al nostru de aici. Eu zic, bă, că pe copilul nostru mâine la botez îi punem numele lui. Și a zis, cum îl chema? Nu mai știu. Scrie pe avion? Air Force One. Așa îl cheamă. Așa îi zice. Air Force One. Nume și două prenume. Și celelalte? Celelalte. Guvernul a legis schimbarea temporară numele capitale din... Temporară? Da, da, capitala Keniei e Nairobi, deci nu este Bamako. Păi au fost în localitatea Bamako. Bamako e altă capitală, dar nu a Keniei. Mamă, ce capcană era, era miștoastă. Deci este au sau ceu? Te iubesc, bravo. E bine ce ai spus. Bine, asta aveți și voi grijă. Presupunem că varianta ce este corectă. Da. Și anume că președintele... Uhuru Kenyatta și-a luat porecla Bestia după limuzina lui Obama. Cum a venit Obama cu limuzina până în Kenya? Ajută-i, ajută-i. Eu aș merge pe aia cu copiii. Auzi, gata, m-a ajutat. Oprește-te, numai, gata, nu mai da. Hai, mai da din casă. Da, nu... tu. Da, am luat au. A luat au. Eu sunt curios. E, hai, hai că e frumos. Hai să vedem. În anul 2015, Barack Obama ajungea în capitala Keniei, Nairobi, în prima sa vizită în calitate de președinte al Americii. Deși a durat doar două zile, evenimentul a lăsat urme adânci în sufletele kenienilor. Mulți copii au primit atunci nume precum Barack sau Michelle, Melia ori Sasha. Ba chiar câțiva bebeluși au fost botezați Junior Obama. Însă, doi dintre cei mai norocoși s-au ales cu cel mai tare prenume din istorie, Air Force One, după celebrul avion cu care călătoresc președinții americani. Aia e, mă, bravo, mă! Nu v-am prins cu capcanele. Dar era s-o muște. Bravo! Dar iar v-a ajutat, v-a ajutat că colegul. V-am zis, aia, ce a mai zis copii. Copii. Ți-am transmis așa? Hai. Unde-i hai. Mintea mea? Ce zici? Unde-i mintea ta? Nu știu unde-i mintea mea. Zirait. Metoda pădurarului. Iau! Metoda pădurarului. Că m-a zis speriat. Bă, dacă o nimeri și pasta, suntem șmecheri. În secolul al X-lea, în Franța, suprafața pădurii era măsurată în A, verze rostogolite, sau B, porci, sau C, fluturi pătrați. Ce mi-a trebuit mie? Cum da. Măsurăm noi pădurea asta? Pădurea? Ține da. Cont, pădurea, copaci, copaci, poți să rostogolești varza așa. Să fie și pe înțelesul tuturor. Mai ocolești un pic, ce are? Hai, frate, lasă-mă, cum să... Estimativ, așa, mai adaugi o varză. Dacă ai face o acoladă, adaugi o varză. Înțelegi? Dacă o iei pe lângă copac, hap, adaugi. Problema e că eu cred că ți-a foarte mult timp asta. Cu... Hai, cam omoară. Și ce făceau? Eu o rostogoleau și cum? Era un băiat care dea cu aceeași forță și da, hop, o lăsai să duc. Hop. Deci o varză. O varză. Înțelegi? Nu, no, mă, e clar că în porci, mă, că îi legau pe ață și le dădeau drumul. Și dacă îi legau pe ață... Îi lega de râd la coadă, 100 de porci și le dădea drumul. Ești nebun. Un bobo. Cum să le... E să lege, mă.
un porc leagă de rât de coada porcului din față, da? Și tot așa. Da, bă, și faci funie. Păi nu-ți ajung, Bobo, suprafața pădurii. Fii atent puțin. Tu iei 50 de porci, da. Și ai legat, păi, râd, coadă, râd, coadă și ai făcut fix, da? Da, da. Și tot și emoția. Pus, da, și începe pădurea. Ai pus primii 50 de porci, 50, da? Mai... Și după aia, pe ăștia ai ții fix. Da, și mergi mai departe. Bravo. În partea asta, la alt. După aia ții pe ăștia fix și muți pe ăștia, tot așa. Dar nu te înțelegeai cu porci în pădure când intrau aia în ghindă, era jale, nu mai erau peste tot. Ce, da, mai trei ani are cum. Fluturi pătrați? Eu îi, da, semenez pe asta. Fluturi? Pe A sau B. Mișule, eu pe asta nu văd. Păi există fluturi și fluturi pătrați, da? Metri și metri pătrați. Mamă, nu cred. Păi despre asta e vorba, da? Nu cred, mă. Că, deci, unitatea era fluturele. Fluturi și dacă fluturi e fluture ori fluture, e fluture la pătrat. Nu cred, Andy. Asta e, da. Cum se zice fluture în franceză? Oh! Papillon. Papillon? Da. Papillon. Papillon. Da, mă, e clar acum. Mișu, ia fluturile. Hai, și mă, asta e. Băi. Am luat fluturii. S-a luat fluturile. Da? Te rog. Ok, da. Stai să vedem. Vă lămuresc imediat. Te rog. Dintre cele mai amuzante unități de măsură ar fi de pomenit palma moldovenească, dar mai ales barbosecunda. La fel de amuzant, dar numai puțin adevărat, este faptul că în secolul al X-lea, în Franța, suprafața pădurii era măsurată în porci. Un porc era o bucată de pădure suficient de mare pentru a hrăni un porc pe tot parcursul anului. A, da, mă, băi, pădurarul, mă! De la pădurar puteam să ne legăm. Știi că pădurarul are grijă de populația de porci din pădurea respectivă. Hai, locul 1, orașul Bucurcașe, Arc. Moonwalk! Moonwalk! Moonwalk, bă! Fii atent aici! Moonwalk! Ia să vedem! Pentru crearea costumului spațial purtat de primul om pe lună, inginerii de la NASA s-au inspirat inclusiv din A, felul în care sunt distribuite faldurile de grăsime pe corpul unui bebeluș dolofan. Sau B, carapacea unei broaște țestoase de Galapagos. Sau armura regelui Henry al VIII-lea. Hopa! Băi, să știi că toate simplă sunt foarte posibile. Păi ia gândește-te, cum arătau costumele? Nu, știu cum arătau. Ideea e că, nu știu dacă s-au inspirat de la bebeluș dolofan, adică... Ba da, se poate, că bebelușul Dorofan e așa, costumele alea erau niște... Nu, sunt ca asta acum, erau niște chestii horror. Acum e vorba de cum s-au inspirat la început, nu zice de ce model și ce an. Da. Deci, în general, așa. Da, carapacea unei broaște, ce legătură ar avea? Rezistența, să fie rezistent materialul, să nu raze ultraviolet. Da, s-au gândit, bă, eu cred că, uite, testoasa asta, păi carapace de rezistență în spațiu. N-are nicio legătură, vorba de formă. Bobo, e prea simplu. Gândește că ei nu știau ce o să găsească pe lună. Man, du-te de aici cu asta. N-are mă legătură. Orice carapace ar avea și orice broască, e carapace de broască. N-a inspirat costumul. Costumul de astronaut la început de la NASA era într-adevăr ceva ce semăna a bebeluș dolofan. Hai mă, dar tu ai văzut și costumul lui Henry al VIII-lea. Dar armura regelui? Turniruri cu astea, cum erau aia? Cu articulațiile frumoase. Aveau articulații, corect. Și aveau și niște nenorociri. De unde știi, mă? N-ai văzut, filmul. Ce film ai văzut? Filme din astea, mai multe. Cu regi, cu băi, du-te, mă, de aici. Băi. N-am cum să am încredere în ăsta, că nu știu ce acu' ești. Dar ți-am ascultat pe tine, dar am greșit-o pe aia. Carapacea de broască. Felul în care arătau bebelușii, mă, nu cred eu că era... E foarte posibil, e plauzibil. Hai, mă, hai mă să facem lumină, da? E cea mai logică dintre ele. Acum, hai să dacă vedem. Nu e, mai aflăm unul. Da, mă, n-o să nu facem un capăt de țară. Hai. Una mai mică. Hai că și eu zbârcit una. Dă-i. Dezvoltarea costumelor spațiale nu este deloc simplă și nici ieftină. Prețul unuia ajunge până la 10 milioane de dolari. Provocarea experților NASA din anii 60 era de a obține un echilibru între rezistență și flexibilitate. După încercări repetate, răspunsul a venit surprinzător din secolul al XVI-lea, sub forma unei armuri de 42 de kilograme construită în întregime din oțel. Primii pași pe lună au fost făcuți așadar de Neil Armstrong în 1969 în interiorul unui combinezon inspirat de armura purtată de regele Henry al VIII-lea în 1520.
Băi, ce da. Ți-am zis eu? Ce mi-ai zis, bă, că era un flan la coate? Ce ai zis eu, bă, inconștientule, cu articulațiile, să se și miște? Mi-ai zis că erau niște chestii umflate, s-a văzut clar. Nu ți-am zis de articulații, bă, bună, ca să se miște. Tu ce credeai, că îl trimite pe lună și așa, în gips tot? Bă, Maastricht, ce fac, bă, să vă apuc alea? Vă reamintesc să nu uitați să jucați împreună cu noi pe bune, intrând pe pebune.protv.ro, pentru că vă așteaptă acolo premiile oferite de prietenii noștri de la Vlad Casino. Intrați chiar acum, încă mai avem întrebări, încă mai aveți șansa să fiți cei care câștigă premiile. Iar noi încercăm să depășim momentul ăsta în care s-a greșit și de o parte și de cealaltă. Vrei pirați? Hai să mergem la pirați. Pirați, mă! Pirați! Ia-o! Ăla! Ia. Ok, hai! În anul 1717 sau 1717, cum ar spune cineva, piratul Benjamin Hornigold a acostat un vas comercial. A. Ca să fugă de pe propriul vas care era bântuit de fantoma piratului Sir Francis Drake. Sau B. Pentru a fura pălăriile echipajului. Sau C. Pentru că își executase bucătarul și avea nevoie de unul nou. Asta mi-e place pe umă. Vă ce echipajul insolație, că el e pierduse în furtună. Bravo, mă. Ce au zis, să aibă să furăm pălăriile. Da, nu mai puteau ăștia, erau toți. Rupt, tonul de la capul, erau transpirați. Arși pe la ceafă, îți dai seama. Asta cu bucătarul. Cu bucătarul e frumos. Bă, e foarte bună asta cu bucătarul, dacă stai bine să te gândești. Că nu făcea oricine mâncare. L-a enervat ăla într-o seară. Îți dai seama cum e sărac, bucătarul sărac, cum a fost pentru el? Nu, dar îți dai seama când au intrat pirații peste el, că el s-a lipit de perete, a zis, da, luați bucătar. Păi cum, adică eu? Stai, domne, puțin, că... Asta a fost, știi? Dar și la asta, prima, cu a costat el vasul, nu le-a zis nimic. Au tras aia, speriați toți, ne-au omorât pirații. El s-a dus cu cearcă în ecoala, nu dormise de frica aia. S-a dus un pat, vreau. S-a pus în pat, s-a culcat și au stat vreo două săptămâni. Ce facem? Nici nu ne omoară, nici nu ne fură șepcile. Ce faci? Dom'le, doarme, de ce? E speriat, are fantomă, e terminat, nu-l trezim acum. Mie-mi place aia cu șepcile, așa, la mișto. De cum e, când își ia un copil o șapcă nouă. La fel și ăsta, te uita așa în larg și la un moment dat te zice, ce șapcă pălărie, ce pălărie frumoasă are ăla. Ce pălărie au ăsta? Băi, tu, dă șapcă aia încoace. Eu? Știi că, mă, da, eu dai, da. Ce să faci? Asta e, mă, cu șepcile, apasă. Tu alegi acum. Apasă-mă una. Alege. Nu? Pălărie? Bă, eu nu știu. Simt. Eu aș merge pe aia cu bucătarul, dar bucătarul? Eu nu știu așa asta cu pălăriile, bă, că... Dă-i, bă, pălării, bă. Îi dăm pălării? Dă-i pălăriile, gata, cred că e cu pălării. Hai să vedem. Hai, Doamne ajută. Hai să vedem. Ia. Benjamin Hornigold și-a dat seama rapid că viața de marinar cinstit nu e pentru el. Așa că în 1713 a ridicat steagul negru și a început să atace nave prin Bahamas. La scurt timp, englezul comanda cel mai blindat vas din regiune cu celebrul Barbă Neagră drept secund. În 1718 a fost grațiat de rege și s-a apucat să-și vâneze foștii tovarăși. Dar înainte de asta a dat o ultimă lovitură. A acostat un vas cu scopul de a fura pălăriile marinarilor. În seara precedentă, la un chef de chef, echipajul său își aruncase tricornurile în mare. Și cum magazine de pălării în mijlocul Atlanticului găsești mai rar, a făcut și el ce a putut. Deci tot un fel de pariu până la urmă. Făceam insolație, mă! Și-a pierdut pălăriile. Da, deci făceau insolație, da, că și-au aruncat pălăriile mare. Dar ce remarc este că de data asta n-au nimerit întâmplător pe răspunsul corect. L-au analizat bine. Da. Ia zi, Marius, orașe Bucugașe sau locul 1? Hai, locul 1. Andy, dă-ne locul 1. Vă dau, mă, locul 1, vi-l dau vouă. Hai, locul 1. Noi nu mai avem grijă să... Nu mai avem voie să greșim. Să greșim. Nu avem voie să mai greșim de la început. V-ați plâns că nimeriți de alea grele. Iar ce sunt românii pe locul 1 în lume? A. La cantitatea de băuturi alcoolice de casă, produse anual pe cap de locuitor. Da. Sau da. B. La numărul de locuințe proprietate personală pe cap de locuitor. Da. Sau C. La numărul de astrologi, vrăjitoare și ghicitoare pe cap de locuitor. Aici suntem bine, mă. Nu, nu. Aici suntem bine. Adu-ți aminte OTV-ul, mă. Băi, la cantitatea de băuturi alcoolice de... Da. De ce? Păi nu toți românii locuiesc la oraș. Bă, tu stai să aștept pălincă să produci.
că la numărul de locuințe, proprietate personală pe cap de locuitor. Ok, na, dar băutura e mai importantă decât unde stai, mă, nene. Corect, bravo. De ce băutura? Nici nu mai stăm pe gânduri. Eu nu beau, da. Cum adică, mă, băutura e mai importantă decât unde stai? Da, mă, băutura e mai importantă decât... Păi, e important să bei, nu unde dormi. Băi, stăm și... Ia, mă, dacă ești pe bună, dacă ești stradă. Avem băutură, mă, dar hai nu mai stăm la discuție. Îl știe, mă, omul știe despre ce e vorba. Și nu beau, adică nu consum. Da, mă, normal. N-ar rost să mai stăm, apasă, mă. Ultima oară m-au îmbătat. A zis ea, sigur, aici nu mai stăm de vorba. Are tot în cap, are toată teoria. A luat tau. A picat pe subiect. A picat pe subiect. A tras el, mă, subiectul pe care îl stăpânea el. Treaba ta, e discuție, produce, e producție, pruna, nu ataci corcodușul omului din curte. O să lămurim imediat enigma asta, dar cert e că în orice cătun te-ai duce din România, mă, la cea mai săracă gospodărie, dacă te duci și bați la ușă, bă, o țuicare să-ți dea. Hai, mă, să vedem, mergem pe... Hai să vedem. Zarzăr, prună, orice ai acolo, măr. Ceva, ceva, tot îți dă, da. Cum verifici că o vrăjitoare își merită banii? Îi sun la ușă și când întreabă cine e, îi zici ghici. România are atât de mulți prezicători și ghicitoare, încât au propriul cod CAEN. Pe bune, 9609. Densitatea cititorilor în stele, palme și cafea nu este însă la fel de mare ca pe continentul african. Românul produce mult trăscău, dar suntem în urma fraților noștri de peste Prut. Imobiliar însă, stăm excelent. Peste 95% dintre români au în proprietate cel puțin o locuință. Prin contrast, doar 70% dintre frații din UE au o casă pe numele lor. Săraci! Cu căsuța ta... Hai, pomul locului, mă. Serviți. Nu. Hai că mai avem două domenii. În rând cu lumea. Bravo. Nu? Bravo. În rând cu lumea. În rând cu lumea, da. Asta. Hai. Ce au în comun 70% dintre oameni? A. Sunt intoleranți la lactoză, au mobil și li s-a furat măcar o dată prânzul la muncă. Prima variantă. A doua, nu au făcut sex în ultimele 3 luni și au chiulit cel puțin o dată de la școală. Și a treia variantă, preferă înghețata de ciocolată și nu pot urina dacă îi aude cineva. Băi, ce om? Aveți și voi un răspuns direct, da? Știți din start? Da, are sens, pierdem timp. Deci, fii atent, uitați-vă și la procent. Nu vă aruncați da, așa. 70%. Asta e mult, e mult. 70% din oameni. Din oameni, din toată populația, din toată populația pământului. Toți 70% au mobil. Bă, ți-a furat ceva mâncare. Dar 70% din populația are mobil? A, mai bine de 70, cred. Zici? Da, mă, tu ești... Bă, care are copil, are alocație, deci are mobil, clar. Da, are și copilul. Da, ca să aibă mesaj când intră alocație. Da. B. Nu au făcut sex în ultimele 3 luni. 70%. Bă, 70%. Se poate. E foarte posibil. Bă, faceți... E posibil, da. Voi scoateți-vă din ecuația asta, ca noi să puteți să judecați obiectiv. Normal, mă gândesc la săracii aia de oameni care n-am... Care nu fac. 70%. 3 luni. Băi, mult 3 luni. E mult, știu ce zici, mult, dar nu e chiar atât nu de mult. Nu e imposibil. Nu e imposibil, exact. Dar 70% asta mă încurcă. Va da greu asta ultima. Greu, păi greu, nu știu, tare și tu, de bobo. Tot. Mie îmi place ce ăsta, că nu pot urina dacă preferen... iau de cineva, da, știi? Da, te aud de cineva. Nu poți. Mă. Adică poți, dar poți, e, dar e greu. Și da, din barcă să știi că e foarte greu. Din barcă mai ales să mers, cred. Da. Nu de un mers. Stai așa. Acum le bagă palea, mă, ne-au. Deci, ia beu, mă. Gata, gata, am luat beu. A apăsat, am luat beu. Omul a plecat. Beu, beu. Pe sex? Da, sex, tată. Pe fără sex. Bă. Hai să vedem. Suntem cam singuri. E frică, nu sunt sigur de răspuns, dar... Nici eu, nici ai, eu, dar... Înghețata cu ciocolată este într-adevăr la mare căutare și poate e comună pentru mai mult de 75% dintre oameni. Însă, partea a doua a răspunsului strică balanța. Nu există un studiu atât de precis în privința micționării asistate auditiv. Lipsa activității sexuale în ultimele 3 luni și chiulitul cel puțin o dată de la școală nu se califică nici ele ca variante pentru un răspuns corect. Însă, intoleranța la lactoză, telefonul mobil și prânzul furat la muncă, cel puțin o dată, sunt regăsite în poveștile a 75% dintre oameni. Bă, ți-am zis A! E o problemă serioasă asta cu intoleranța la lactoză, pentru că în Asia și în Africa 70%? Le lipsește oamenilor o genă care le permite să bea. Are dreptate, m-am uitat asta. Alegem orașe Buclucașe. Buclucașe. Orașe Buclucașe. Ai mers, Olin? Da. Cololin. Hai, mă. Fii atent că e bine.
Ce, bă, e strategie? Bă, da, așa pe față, mă. Da, bă, ce vrei, m-am făcut că am apăsat. Pentru treaba asta o să câștigăm. 4, 3, 2, 1, stop! Orașe Buclucașe. Dar e bine, mă, suntem bine, suntem bine. Pentru ce este renumit orașul australian Cooper Paddy? A. 80% dintre locuitorii săi trăiesc sub pământ. Sau B. În fiecare an se deplasează în Oceanul Pacific câte 2,35 de centimetri. Sau C. Niciunul dintre cetățenii de sex masculin nu suferă de calviție. Niciunul dintre cetățenii de sex masculin nu suferă de calviție. A. Poate fi. Dacă mă ajuce pe răspuns, mă ajuce pe răspunsul corect, ce? Pentru că este cel mai logic. Neștiind niciun fel de datele problemei. Dar detalii. Corect, bravo. Eu ziceam au, dar din cauza, știi, să zici, băi, e mai răcoros, e mai bine, dar poți dar să-ți faci cât umbră. De mare e orașul ăsta, dacă e au, adică 80% dintre locuitorii săi trăiesc sub pământ. Cum trăiesc sub pământ? Bine. Nu, cum mi arată alea? Mersi, dar cum arată casa de sub pământ? Ai ușor de imaginat. Cum? Săpată, mă. Sunt variante, bobo. Buncăre, bobo. Poate fi ceva mai modern. Umbră, mai, mai bine, mai... Cal, da, bă, deci toți patru ziceți că iau. Adică toți zic că există casele astea. Eu habar n-am cum arată, nu-mi închipui cum arată casa. N-am zis că e posibil. Eu nu văd casa în pământ. Ai apăsat ei. A? Da. Și nu mai avem ce să mai facem, că au luat deja. Foarte rău, îmi pare. Doar pot observa dacă logica a fost aia corectă. Da. Hai să vedem. Orașul Cooper Paddy numără în jur de 1700 de locuitori și se află într-o regiune deșertică din sudul Australiei. V-ați prins deja că presupușii 2,35 de centimetri pe care i-ar înainta anual în Pacific sunt doar o capcană. Localitatea este numită adesea capitala mondială a opalului, grație zăcămintelor generoase de opal, iar îndeletnicirea principală este mineritul. Locul în care bărbații nu suferă de calviție nu s-a identificat până acum. Însă, temperaturile de aproape 50 de grade au determinat populația să aleagă să-și construiască locuințele mai la răcoare, mai precis sub pământ. Ai văzut? Am văzut! Da, da. M-a ajuns la punctul ăla în care trebuie să pariem. La punctul la care puteți să pariați banii pe care i-ați câștigat până acum, respectiv 2000 de lei de fiecare. Mă rog, nu toți banii. Cât vreți voi, voi hotărâți. Vreți să vă spun domeniu? Da. Cu mare plăcere. Priviți ecranul. E ușor de exprimat în doar 3 litere. Vedete. Ce, asta e vedete? Da. Ăsta e domeniul din care provine întrebarea. Cât pariem? Ce faci de lucru? Păi n-ai dat să pariem tot? All-in. All-in. Păi ei vor all-in, îți dai seama. Ei vor all-in, îți dai seama. All-in? Să o ardem așa? Nu. Ai mers all-in? Da. Să lăsăm... Call all-in. Hai, mă! Pariat și vedem imediat. A, gata? Ați pariat? Atenție! Da. Încep să enunț. Te rog. Adevăratul nume al lui Tom Cruise este A. Thomas Lance Krause sau Tony Edwardson Cruise sau Thomas Cruise Mapother al patrulea. Am dat drumul la cronometru. Oh my God! Tony Edwardson Cruise. Nu e B-ul, ăla-i neamț. Kraus, hai că s-au auzit toate literele și ce mai sunt doar 10 secunde. Unde vrei să te duci? Kraus. Dă-i. Edwardson. Sau Xai, mai ești așa. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Kraus, e nemțesc. Hai să vedem ce au luat. Bobo a pariat. Aha, Bobo n-a pariat, Olin. Și ne întoarcem. Ce vrei, bă? Asta vreau să fac. Ce, bă, e strategie? El a vrut și m-am supărat eu și după aia. Bă, ce vrei, m-am bucat, m-am păstrat. Riscați totul, da? Băi, atunci trebuie să vă concentrați. Pentru treaba asta o să câștigăm. 20 de secunde. Bravo, foarte bine. Fii atent aici. Ai văzut filmul cu Edward? Hai să vedem ce ați ales, că sunt foarte curios. Ce ați ales? Vedem acum, imediat cu totul. Am luat ce a zis nume. Și ne-am luat la fel. Voi ați luat Kraus? Oh. Și ne-am luat la fel. Tot Kraus. Nu cred, mă. It's not good. Ați luat la fel și unii și alții? Da. Hai să vedem care e răspunsul corect. Thomas Cruise Mapother al patrulea. Am câștigat. Am câștigat noi, mă. Da. Și voi ați câștigat că ați rămas lei, cu 1000 da. De lei. Cu ceva am rămas, da. Totuși. Ce? Și ei... Ați câștigat, da, mă. Da, vreau să merg și eu.
Dar tu stai seama că noi... Vezi că ăsta e șarpe, bătrân, tu știi că el știe, a fost și aici. Dar nu mi-a zis că dacă jucam și noi, dacă jucam și noi o linie rea de baraj. Pare o sumă mică, dar să știți că așa a început și Warren Buffett. Stați liniște, cu puțin. Din puțin se face multe. Ați câștigat fiecare câte 24 de lei și 40 de bani fiecare. E un început promițător. Au fost pentru dumneavoastră în această seară Mihai Rait, Marius Chivu, Costi Diță, Mihai Bobonete și până data viitoare vă las cu un gând bun că nu se știe niciodată. Ai grijă ce-ți dorești că nu știi cine trage cu urechea. Corect. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună! Au ascuns bombe în formă de cartof în lăzile cu legume care se îndreptau spre front. Dar inelul ăsta de la ce fi? De la cartof. A, așa s-a inventat piureu de cartof. Da, da. Bravo. De aici, asta e. Istoria de aici a început. Dacă mirele era din alt sat... Păi dacă are nasul mare, trebuie să facă ceva cu el, nu? Mă gândesc că așa îl folosești. Trebuia să plătească o taxă de feciorie către... Îi dai bani viitoarei tale soții... Ca să te obișnuiască cu gândul. Cu gândul că nu prea te pricep. Adică, bă, să nu te aștepți acum să fac cam așa cu tine, că eu sunt din Ștăulești. Dacă vă aflați în India, va trebui să vă spălați pe tălpi la intrare și cu aceeași apă să vă umeziți ochii și buzele. Cel mai bine așa. Te speli pe tălpi la intrare și cu aceeași apă un pic așa ca să fii sigur că te întorci cu ceva.